Domnule, am sunat la un tip din cartier care împrumută bani și am cerut împrumut 15.000 de dolari pentru că la alte bănci își cere carte de muncă, buletin, garant. Și după o zi, vă jur... Spuneți-ne, priviți ca o înfrângere, să spunem, decizia de astăzi a adunării generale ale PT? Nu, referitor la faptul că arbitrii... A venit omul ăsta, mi-a dat banii și mi-a zis... Ăsta-i creditul, un deget, de la Fane Trotel. A stat cu noi la masă și ne-a explicat frumos... Deci dacă n-aveți bani în 6 luni, pun spiriduși și racheți pe voi. La fiecare săptămână când întârziați, ghiți ce se întâmplă. Bang! Un deget. Vreți să plecați din oraș? Bang! Un deget. Vreți să vă duceți la poliție? Bang! Un deget. Eu m-am uitat la el și mi-am zis că, da, unul îmbrăcat în balerină nu fi periculos. Am semnat. După 6 luni, i-am spus omului că n-am banii. Domnule, am o vârstă, nu cred în zâne cămătari, dar vă spun sigur, el era. Până la 20.000 de euro fără buletin, fără cirant, fără carte de muncă. Bang! Fane Trotil și Asociați, pentru că mereu ai loc de mai multe datorii.